Salutare și bine v-am găsit, băi fraților, nou videoclip. Videoclip numărul 69. Bă, fraților, astăzi, aici la proprietar, avem decrepat 6 metri, 6240 de kilograme lemne comandate de la Gherla, de la combinat. Dar problema lui, fraților, uitați ce este el. E băgat, astea niște să nu crepe, sunt ceva dibluri de alea, de cleme de plastic și are și de metal. Vedeți? Ne, vă arăt, uitați-vă, ne, dar uitați, bă, oameni, vedeți ce lemne, nu ce zici, face, ce le face pe internet treburi de astea, arătați-mi pe Cornel, pe Tiberiu și alți, uitați, Balșoi, vedeți, ne, cleme, ați văzut mâncava așa. Vedeți că asta e gros, bă, ne. Deci asta e cât o rotă de tractor, ea la mic pe față, bă, dar bă, este și butul cât o rotă de tractor pe față, bă, mâncava așa, ăsta ne, ui, numai că este acoperit, dar ui, îl vedeți, ne, uitați, asta e cât o rotă de tractor, bă, ne, cleme de metal, vă dați seama, păi eu când v-am spus, frate, uitați ce groasă lemne, deci e marfă, bă, că nu este în România. Deci lemne ca și în Caraș Severin, în Capaș, băiatul de Sumunche, ca aici, de la combinat, că cred că de acolo și s-a duce cu tirul, cu trailere, aici la Gherla, la fabrica de mobil. Vedeți? Vedeți ce gros e? Ne? Uite, omule, bă. Vedeți? Eu nu mințesc, în Capaș, deci ne? Uite ce gros e, ne, îți plonge în pumă, omă, deci în asta ia să dau robe de lemne, de cazan. Să nu și e două robe, să și o robă jumate, dar iasă, cât e bine. Uitați, bă, fraților, eu vi-o viața și muncă la țară, de aici, de la SIG. Vă salută, tata, bă, alu, să ne înțelegem, vedeți? Avem o viață ușoară. Păi bă, eu, ministerul, când v-am spus vouă, că noi n-avem o viață ușoară, voi n-ați vrut să credeți. Voi v-ați râs și vă duru la banană pe unii. Dar eu v-am spus. Eu v-am spus, bă, ce facem. Înțelegeți? Uitați, vă mai prezint de aici, ne? Uite ce frumos să vede. Vedeți? Salutările mele, tovarășii mei. Vă salută, tata. Uitați, aici v-am mai făcut filmări. Vedeți lemnele alea care sunt clădite la grașt. Alea au fost aici, în râd. Aveți filmări încă de aici, unde au prins colonia, chiar că târâtul ăla larg, în spatele poet, să știți dumneavoastră unii. Uitați, bă, ce frumos să vede. Vedeți? Ne. Casa a lui proprietarul. Uite ce casă mare. Am zis să-mi o vândă mie, dar păi trebuie o bancă de bani în cavaș. Cu asta nu pot să fac târgul, că e să căi de bani. E să căi, bă, mâncava așa, înțelegeți? Bine, bă, fraților, nu? Vă rog să mă urmăriți în continuare ce fac eu. Ați înțeles, mâncava așa? Urmăriți-mă. Vă pupă, tata. Bă, aici ne și drujba, ce nu putem. Crepăm și cu drujba, dar nu crepăm să-mi strâng drujba, numai jumătate și mă dau cu săcură și se desface. Înțelegeți? A venit ce muncim noi, bă, oameni. Nu mai vă aud pe unii că nu știu ce. Voi dacă nu știți, nu lucrați. Voi nu știți să apreciați. Înțelegeți? Eu, tata, v-a spus, bă. Înțelegeți cu asta treaba. Băi, fraților, bă. Ăsta îi fac, bă, oameni. Deci astăzi ne plângem, mă plâng că nu gătăm. Nici nu vreau să gat, că mă obosesc. Crep jumătate și plecăm cu copilul care lucră cu mine, plecăm acasă. Înțelegeți? Înțelegeți cum stă treaba? Nici nu vreau să agabă, fraților. Că facem cât putem, că nici nu vreau să, că am putea, dar e obosit-o. Plec acasă.
Mâine, mâine, o să reduc de la un alt proprietar cu un nou videoclip, la doi proprietari o să revin. Dau, mâine pe îmi dau 3 doce de lemn, 8 metri cub de lemn. O să vă prezint direct de acolo, ați înțeles, stați numai pe fadă și urmăriți-mă mâine. Astăzi mă urmăriți ce fac la Săcure. Bă, oameni, asta e viața de ocnaș, ce facem noi, de miner, care lucra în mină, știți voi. Asta muncă de-aia, aș putea spune, că se cheamă. Vedeți? Asta e lemn de fag, tot e fag, ce se vede aici. Este că e unul că așa e greu mereu, băi, fraților, că o sprânjim pun. Sunt care n-ai treabă, că e mor foarte, dar sunt care mereu foarte rău. Să ajeți. No, apoi să, că ne urmăriți o țară întreagă și apoi să vedem ce părere aveți, băi, oameni. Că sunteți care unii tot scoateți din gură vorbe, dar bă, faceți. Și după aia, după ce ați făcut, puteți să mă lăsați mie comentarii că domnule ai avut dreptate sau că n-ai avut, înțelegeți. De aia nu-mi plac de unii dintre dumneavoastră că vorbesc de-a șpițu și nu-mi place treburile astea, înțelegi? Că eu știu ce trag și ce chin am. Nu mă așem.
ce gros a fost. Deci cred că am crepat două roabe dintr-o mână. Uitați. Asta. Ce ziceți? De asta ce ziceți? Nu mâncam așa. Și apoi vorbiți așa de de-al pur. Vorbiți unii, că trebuie să vorbiți, să nu durniți. Eu v-am spus. Bă, cei care vorbiți de 2 lei, eu n-am nimic cu voi. Bă, faceți. Și după ce chinuiți 3-4 ore, după aia spun nimiți. Dacă am avut dreptate sau nu. Nu numai vorbiți din burtă, din capul vostru, ce vă vine în gură și în creier. Înțelegeți? Că vă sunteți unii, eu nu zic că nu știu cine să ai, dar sunteți unii, sunt fier convins, nu știu cine e ala, cum e, dar sunteți. Eu bam mâna în foc, care vă, n-avea nici ce mânca. Trăiesc de pus zăpata și mai vorbi și de așpițul, înțelegeți? Eu vă spun adevărul care, băi fraților. Sunteți amărâți că n-aveți ce mânca. Aia care sunteți pe Moldova, pe acolo, pe sărăcie, mai și amar, bă. La noi nu sunt încă vremuri grele. Stați în banca voastră, fraților. Că eu greu îmi câștig banii, câștig bani, dar greu îi fac. Care unii dintre voi vorbiți din capul vostru ca și cum ați fi beți, nu treci. Vai și amar, bă. Înțelegeți? Vai și amar de voi. Unii. Pe unii vă apreciez. Sunteți, nu mulți, puțin, dar sunteți ăia puțin care vorbiți. Deci vorbele voastre nu fac doi bani răi. Înțelegeți? Mie de ăștia cu duș nu-mi plac. Sunteți care trăiți pe zi pe alta, mă. Numai gura de voi. Nu sunteți mulți, puțin, dar sunteți. Eu bag mâna în foc. La ce vorbesc, că știu. Sunteți, nu mulți, sunteți unii păduchioși care numai durniți în casă și mâncați odată însă. Dacă mâncați și ăștia, voi ăștia vorbiți de-a împiți în piți, înțelegi? Nu mă îmbăr, i-am pix un pix, înțelegeți, vorbiți, ăștia care sunteți câțiva, care Iva și amar de voi, că nici n-au mâncat odată în zi, o bucată de tine, dacă aveți. Așa că aveți grijă ce vorbiți, înainte să scoți de aici, trebuie să știi ce vorbești, înțelegi? Bă, fraților, vedeți? Are cleme de metal. Uitați! Ne! Are cleme de metal, bă, fraților. Ia nume! Înțelegeți voi? De ce nu se despică? O
oamenii care apreciază și cei care știu ce înseamnă greu și care au lucrat, nu ca noi mult, dar au lucrat pentru ei, acasă, la părinților, la țară. Înțelegeți? Dar ăștia care sunteți oameni slavi, stați la țară. Dar aveți nici leamne de fobă, că mereți pe hotar și vă aduceți leamne în spate. Tăieți schin și pula la cauri, înțelegeți? Mai vorbiți de alții, că cine sunteți voi. Stați mă în banca voastră, v-am spus. Stați în banca voastră. Și nu mai vorbiți de ampula, că n-are rost. Eu așa văzut. Ei, vă vedeți? De aici am scos. De aici nici este el. Ați leamne de la combina, mă, de la fabrică, oameni buni, adus astea, fierte, băgate în apă. Înțelegeți? Uite, băi, fraților. Bine, băi, fraților. Să vedem cât am filmat, băi, mâncavaș. Băi, oameni buni, aici am ieșit drujba, ne-am adus să mă mai ajut. Eu vreau viața și muncă la țară de aici de la Sivă, salut și vă spun să aviți o zi reușită, Doamne, toate cele bune, Doamne ajută!